Noi am crezut că e o poveste, dar asta e realitate. M-am văzut la noi în casă și mulțumim foarte mult. Suntem iarăși în orașul Cantemir, chiar în inima lui. Am ajuns în orașul Chișinău. Echipa noastră a ajuns tocmai la Congaz. Suntem la Stoianovca. Astăzi suntem în Comuna Cania. Suntem la Lingura cu inima deschisă, cu un urs panda alături. Dragilor, satul Crietul. Dacă doriți ca persoana dragă să aibă parte de o experiență nemaipomenită, de o avalanșă de emoții frumoase, un ocean de zâmbete, apelați cu încredere la serviciile noastre. În momentul de față, sunt la stăm la dispoziția dumneavoastră cu 10 de cadouri presărate cu dragoste, respect, afecțiune și extrem de mult dor din partea persoanelor prețioase. Peste 100 de localități vizitate. Să aveți un martie frumos ca dumneavoastră. Mulțumesc. Peste 1000 de zâmbete dăruite. A mea mamă când zâmbește. Peste 600 de clienți mulțumiți. Iar echipa noastră este gata să o felicite într-un mod spectaculos pe doamna Eugenia, căci astăzi ce vârstă împlinește, dacă nu rămâneți pe fir pentru a vedea. La mulți ani sănătoși și absolut toți norocoși! Dragoste, perseverență, pentru rezultate excelente în cadrul profesiei de familist, se acordă titlul de, cum credeți, cea mai bună mamă din lume, doamnei Paslar Eugenia. Aplauze! Mari aplauze, o furtună de aplauze. Cel mai bun primar din lume, domnului Manole Anatolie. Bravo, Cristinuța, ai făcut un gest foarte, foarte frumos. Ne-ai bucurat pe toată familia. Eu nu m-am așteptat deloc, dacă poate mă așteptam, eram îmbrăcată și altfel și machiată și nu după duș. Ți-a spus, azi nu primești nimic. Da. Mama, o să roage pentru sănătatea voastră și vă trimit eu un înger păzitor. Alinușca, mulțumesc de felicitare. Mamica îți dorește mulți ani înainte, sănătate la copii, la soț și îți mulțumesc încă o dată. Te iubim, chiar dacă ești departe și nu ești lângă noi. Mama ies afară întotdeauna și se uită la tine, unde vede o steasă când ești la tine. Îl iubesc. De tot sub. 2, 3. Fie ca de astăzi înainte să pășiți doar cu dreptul în orice situație. Fie ea fericită, fie chiar dacă de conflict, o să o rezolvați cu bine, cu dragoste, cu iubire. Ne prins de bestie, drept a fost o surpriză. Tati cunoați-vă foarte bine, la mamica până când e lângă voi și vă iubiți mamica pe toți până la deși bătrâns că e zilea. Tare, ți iubesc și eu și copii te așteptăm acasă cu mult drag. Doar de toți cum l-a păstrat mulți. Multe emoții ne-ai făcut, mam! Când ești mama, să fii sănătoasă! Să ne aduci nepoțelul, mama, ca sănătos! Și mama vă iubește din suflet și pe toți! Și mulțumesc și tata! Și fii sănătoși, băieții care ne-ai dat tu în drumare! Și băieții este... Doi îngerași. Slavă lui Dumnezeu, că nu m-ai uitat. Iulian mă numesc. Iulian. Da. Să trăiți și sănătoși tare. Tu nu. Tare și sănătoși. Să vă doresc. Mulțumim domnul. Frumos și dumneavoastră. Îți mulțumesc, Ileanuță, și sănătoasă, vii acasă la copii tăi că te așteaptă și nepoțăie mamă și mama te așteaptă. Thank you.
drag și foarte mult dor sora ta, Tatiana. Și aplaudă. Ea e prietena mea. Sper că data viitoare mă anunțați din timp, n-a să mă găsesc la Cleschipiri. Aștept acasă. Noi am crezut că e o poveste, dar asta e realitate chiar. M-am văzut la noi în casă și mulțumim foarte mult. Ia mai spuneți odată, și vă fac surpriză? Asta să ne spuneți câți ani înainte. Tot restul vieții mele. Surpriza asta, așa buchet frumos, tot restul vieții mele să țin minte. Fiindcă în viață nu am avut așa ceva. O să mai aveți. Asta nu e ultima. Nu e ultima, o să vedeți. Să dea. Vă promitem, la revedere, sănătate, fericire. Sănătate și mulțumesc. Am plecat, că avem drum lung. Hai, drum bun. Fericirea rezultă din faptele făcute cu suflet. Pentru cu siguranță, acum a apărut un mare semn de întrebare și anume, da, mai băieți, vorbiți frumos, ne felicitați, ați cântat, dar totuși din partea cui veniți? Cine ne-a plătit? Dar noi azi am venit gratis. Iată așa. Nu credeți? Iată așa. Vă lăsăm cartea de vizită și ne chemați când vreți.